Un hidrant din Piatra Neamț, singur și nefericit, plânge de vreo două zile în centrul orașului în așteptarea unui incendiu. Pare să fie singura ieșire din starea în care se află, deoarece în pandemie nimeni nu s-a mai sinchisit să facă gestul minim de a-l repara. Un locatar din zonă se gândește deja să deschidă o mică afacere. O crescătorie urbană de peștișori exotici pe care să-i aclimatizeze la apa cu clor din rețelele pietrene. Thank you.